Bell vă recomandă Floramite 240SC. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spun Ovidiu Ghinea la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la raport. În prima parte a dezbaterii noastre din această seară o să discutăm despre întâlnirea care a avut loc în inima Banatului la Timișoara dintre fermieri, reprezentanții USAMV, dar și ministrul agriculturii Adrian Oros este prezent în zona Banatului la Timișoara, a fost zilele trecute și au dialogat pe cele mai importante subiecte pe care le-au ridicat fermierii de acolo din vestul țării. Dacă cei de aici din sud și din multe regiuni ale României se confruntă cu secetă, iată că acolo sunt alte și alte probleme specifice zonei. Au vorbit pe tema comasării, au discutat de asemenea și despre desecare. E nevoie de investiții pe mai departe în agricultura românească dacă vrem să avem o agricultură performantă. Vorbeam de secetă, mulți fermieri români se află în situația asta. Am văzut cu toții aici la Agro TV, în emisiunile noastre, în buletinele noastre de știri, ce se întâmplă la nivel de țară, cum arată culturile de toamnă, știți cu toții, dar nici cele de primăvară nu arată deloc bine. Fermierii spuneau mari speranțe în aceste culturi și sperau așa să compenseze anul greu pe care îl au și pe care l-au avut cu producții bune, cu prețuri bune la anumite culturi, dar din păcate toate aceste speranțe se năruie pentru mulți dintre ei și așteaptă pe mai departe ajutoare din partea statului, din partea ministerului, să vedem ce se va întâmpla, când vor veni aceste ajutoare și cât de mult îi vor mai putea salva pe cei care astăzi se uită în gol, practic, la ceea ce au muncit un an întreg. O să dialogăm și pe seama producțiilor făcute de fermieri, ce au reușit să adune până în clipa de față. O să dialogăm cu un specialist care ne va face așa câteva estimări, calcule, le va da sfaturi fermierilor români să cunoască foarte bine realitatea și în funcție de această realitate să aleagă momentul potrivit pentru a achiziționa, pentru a vinde, pentru a păstra producția. Vă spuneam de această întâlnire care a avut loc la Timișoara, dar la începutul săptămânii, luni, ministrul agriculturii Adrian Oros a fost prezent și la întâlnirea ministrilor agriculturii de la Bruxelles, Consiliu Agrifish. Acolo s-au discutat câteva teme importante, câteva subiecte importante pentru viitoarea politică agricolă comună. Aș aminti doar două aspecte. S-a discutat despre plafonarea voluntară, plafonare lăsată la aprecierea fiecărui stat. Cunoaștem cu toții faptul că fosta conducere a ministerului și-a exprimat poziția vis-a-vis de această plafonare și România a hotărât să nu existe o astfel de plafonare. Pentru cei care aleg varianta asta, ea se ridică la 100.000 de euro. Putem vorbi și despre convergența plăților. În 2022 se va ajunge la 200 de euro pe hectar și cred că 2027 suma asta va mai crește pentru fermierii din România. Sunt multe informații interesante aici la Agro TV, ca de fiecare dată împreună cu invitații mei discutăm cele mai importante subiecte din agricultură. Vă invit să ne urmăriți atât la TV, dar și pe pagina de Facebook a postului nostru de televiziune Agro TV. Suntem live și acolo și puteți urmări dezbaterea la care iau parte domnii Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumim pentru invitație, mereu cu drag la raport la dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Îi salutăm de asemenea și pe domnii Dan Hurduc, membru în cadrul Clubului Fermierilor Români. Bună seara și dumneavoastră, domnule Hurduc. Și, nu în ultimul rând, domnul Cezar Gheorghe, consultant. Bună seara și dumneavoastră, mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara, mulțumesc frumos pentru... Și eu mulțumesc. Începem prin a le explica telespectatorilor
Care au fost rezultatele dezbaterii de la Timișoara? Ați participat acolo la această întâlnire importantă dintre fermieri, cei din cadrul USAMV Timișoara, dar și reprezentanții statului, ministrul agriculturii, președintele Consiliului Județean, foarte mulți decidenți din zona politică și administrativă au răspuns prezenți invitației făcute de dumneavoastră. Mulțumesc pentru această oportunitate. Evenimentul de la Timișoara, la care domnul ministru al agriculturii Oros, oficialii, înalți oficiali locali, președintele Consiliului Județean, doamna prefect, șefii agențiilor responsabile pentru agricultură din județele Timiș, Arad, Cara și au răspuns. Acest eveniment de la Timișoara, organizat de Clubul Fermierilor Români, în colaborare, în parteneriat cu USAMV-ul din Timișoara, a avut ca obiectiv inițial prezentarea rezultatelor unui proiect pe care noi l-am desfășurat pe parcursul a 6 luni de zile pentru elaborarea unui studiu privind necesitatea, oportunitatea și beneficiile reamenajării, refacerii, modernizării și extinderii structurilor hidroameliorative din zona de sud-vest a țării. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi am identificat în urmă cu aproximativ un an un număr de probleme, pe unele dintre ele ne-am concentrat și am lansat proiecte pe care le-am finanțat cu ajutorul fermierilor din zonă. Un proiect a fost cu Universitatea din Timișoara și a vizat acest studiu la care am făcut referire mai devreme. Ministrul a participat la invitația noastră, ne-a însoțit la toate acțiunile pe parcursul zilei de ieri în Timișoara, prima parte a zilei, aproape 6 ore de conferință, de întrebări, de discuții cu, cred că au fost aproape 100 de fermieri din județele menționate, Timișoara, Caraș, păstrând toate regulile de distanțare socială, și am beneficiat de găzduirea excelentă a universității. Această conferință a dorit să evidențieze în primul rând că clubul, cu viziunea pe care a avut-o pe parcursul acestui an și în sprijinul fermierilor, inițial pe sistemul de desecare drenaj din sud-vestul României, dar apoi extins la nivel național, clubul a devenit un partener și este un partener pentru universitate, dar acum și pentru responsabilii guvernamentali români, în a susține și a argumenta decizii importante de alocare financiară pentru aceste programe de refacere a infrastructurii. Domnul ministru a vorbit despre alocările financiare și deciziile privind refacerea infrastructurii de irigații, de desecare drenaj și de combaterea eroziunii solului în cadrul planului de relansare economică a României, care foarte recent, în urmă cu 2 zile, a fost adoptat la nivel european prin acordul președinților, șefilor de stat și de guvern. Acest plan de relansare economică are o componentă importantă de peste 5 miliarde de euro pentru refacerea acestei infrastructuri și modernizarea ei. Vedeți? Ea vine în contextul strategiei de gestionare a riscului și de a reduce dependența de factori meteorologici a agriculturii. Reducerea riscului este extrem de importantă legată de asigurarea securității alimentare. Acum la Timișoara au fost prezentate punctele principale acestui plan de relansare economică. Noi, clubul, ne-am prezentat proiectele, programele și am focalizat pe acest proiect, studiu de argumentare, iar echipa de profesori pe care noi am angajat-o printr-un contract, repet, susținut financiar de fermierii din această regiune a țării, echipa de proiect a prezentat toate argumentele și vă mărturisesc că au fost foarte interesante pentru toți cei prezenți, argumentele
de mediu, argumentele care țin de prezervarea calității solului, de biodiversitate, de productivitate sociale, ale stării actuale a infrastructurii de desecare și a necesității întreprinderii unor măsuri. Acolo vorbim de peste 1.500.000 de hectare. Este cea mai mare suprafață agricolă care este susținută printr-un sistem complex de desecare care a fost practic abandonat la sfârșitul anilor 90. Ca multe altele. 750.000 de hectare direct cuprinse în sistemul de desecare. Gândiți-vă că sunt două luni pe an unde când statistic vin cantități mari de ploaie, apa aceea creează un exces de umiditate, după care e o perioadă de secetă. Alternanța asta, umiditate-secetă, duce la situații pe care profesorii le-au prezentat și ceea ce acum 200 de ani era această zonă a Banatului, o mlaștină, acum 300 de ani era o mlaștină, riscă să devină prin absența unor măsuri care să refacă această infrastructură. Deci, noi am prezentat argumentele, acest studiu a fost anterior trimis la președinție, la guvern, la Ministerul Agriculturii, acum l-am prezentat ministrului și oficialităților locale împreună cu universitatea și știm și conștientizăm că a fost un argument suplimentar în decizia pe care dânșii au luat-o de a avea această alocare financiară pentru refacerea infrastructurii. În regulă, cam astea au fost cele mai importante subiecte pe care le-ați discutat acolo. Sunt convins că ar mai fi fost explicat și alte aspecte. Cred că trebuie spus următorul lucru. Fermierii din județele care au participat acolo au aceleași probleme ca toți cei din România. Gestiunea riscului este una foarte importantă și asta refacerea infrastructurii de desecare și irigații care cu valoare de funcționare duală este un aspect. Al doilea aspect, am discutat despre intenția, despre dorința, despre nevoia de a se crea un fond mutual pentru situații de calamitate, pentru fermieri și pentru stabilitate financiară. Două teme importante au mai fost menționate și discutate, pentru că a fost o sesiune lungă de întrebări și răspunsuri cu Ministrul Agriculturii. Tema comasării terenurilor agricole, pentru că e o piedică importantă în lansarea de investiții în România. Și problema resurselor umane. Acum, problema resurselor umane este una care afectează întreaga Europa. Are două dimensiuni. Una în agricultură, una în îmbătrânirea populației, peste 50% din forța de muncă activă din agricultură are peste 55 de ani în România, iar cealaltă problemă este atractivitatea tinerilor în agricultură. Noi am lansat un program, se numește Tineri Lideri pentru Agricultură, l-ați prezentat dumneavoastră la emisiunea Raport, Agricultura la Raport. Două tinere au fost prezente, au prezentat experiența lor în acest program, au încurajat pe ceilalți care au copii și fermieri și să-i înscrie în acest proiect. Am anunțat intenția noastră la care lucrăm acum de a lansa un program pentru liceele agricole, liceele, de fapt e vorba de învățământul dual, unde să mergem pe un program de învățare accelerată a unor deprinderi de către tineri pentru utilizarea celor mai noi tehnologii în agricultură și o rapidă integrare a lor în munca în fermă. Astea au fost principalele probleme. Evident, oamenii au venit, fermierii au venit, au expus unele probleme care aveau un caracter mai restrâns ca aplicabilitate, altele un caracter general la nivelul țării. Aș spune că tema plafonării a fost menționată că e importantă. Decizia luată la Consiliul Agrifish de o zi înainte de conferința noastră este extrem de importantă pentru România. 100.000 de euro
era propunerea venită de la comisie, s-a adoptat în ultimele ore ale negocierilor cu Germania ca vector, să zic așa, România a spus, s-a adoptat această măsură ca plafonarea să fie voluntară. Asta înseamnă, o traducem noi și noi am susținut-o în negocierile care au loc acum, discuțiile pe planul național strategic al României, asta înseamnă că fermele care sunt considerate acum medii mari și care au proceduri, au oameni angajați, au tehnologie, vor trebui să fie în continuare susținute din fondurile astea europene pentru a trece la nivelul superior, să facă procesare, să se ducă spre zootehnie. Pasul următor, procesarea. Exact. Zootehnie, adică vegetalul să se ducă către proteine. Să se diversifice, practic, activitatea fiecărei ferme, dacă e posibil. Exact. Bun, ar mai fi și conceptul pe care l-am mai discutat aici, de la fermă la furculiță, dar o să vorbim și despre lucrurile astea după 10 secunde de publicitate. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres, aplicând produsele naturale AgriTecno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTecno, alegi performanța. Performanța. Bun, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport, în zona Moldovei, acolo unde domnul Hurduc își desfășoară activitatea, sunt altfel de probleme, spre deosebire de fermierii din Banat, din vestul României. Seceta e principalul dumneavoastră adversar, e piedica pe care o aveți de depășit în momentul de față, nu numai dumneavoastră, ci foarte mulți fermieri din țară. Cum se prezintă culturile pentru zona aceea, pentru zona Vasluiului, domnul Hurduc? Așa este, în paralel cu vestul României, în Moldova, în sudul Moldovei, județele Vaslui și parțial județul Galați, lucrurile sunt îngrijorătoare, atât culturile de toamnă care au fost calamitate aproape integral, cât și culturile de primăvară acum nu arată deloc bine. Porumbul, după un start frumos, a ajuns să se usuce, lucrurile sunt îngrijorătoare. Toți fermierii de județul Vaslui, aproape toți, mai puțin nordul județului Vaslui, cam 10% din județul Vaslui arată oarecum bine, diferența de 90%, lucrurile sunt foarte grave și estimăm producții la porumb până în 2 tone. Ultimele precipitații când au fost la dumneavoastră în zonă? Din 23 iulie până astăzi nu am avut nicio ploaie peste 2 litri. În zona mea, o parte din județ a mai primit între 5 și 10 litri, ceea ce este foarte puțin la o evapotranspirație la porumb de 5 litri pe metru pătrat pe zi. În seara asta este un front pe sudul județului, dar sunt zone, cam 50% din porumbul din județul Vaslui, nici ploile din, dacă vin sau ploile din această seară, nu au ce să-i mai facă. Deci porumbul este compromis în centrul județului Vaslui, în estul și sudul județului Vaslui. Lucrurile arată îngrijorător. Bun, vorbeam și despre culturile de toamnă și acolo cred că au fost comisiile care au făcut constatări la fața locului. În ferma dumneavoastră, că o să facem referire la exploatațiile pe care le lucrați, pe care le administrați, cât e calamitat în procent? Deci, în ferma la mine am făcut grâu în jurul producției de 2 tone la hectar. Eu am stat oarecum un pic mai bine față de colegii mei din estul și sudul județului, care au făcut între 300 și 1250 de kilograme la hectar, excluzând nordul județului Vaslui, care a arătat un pic mai bine. Cam acestea au fost producțiile, între 1200 și 2000 de kilograme la hectar. Deci, o calamitate de 70%, 60-70%. Vorbeam noi de banii aceia pe care îi tot așteaptă fermierii, au anunțat cei din minister cei drept sumele pe care le vor primi cei afectați de secetă. Acum rămâne de văzut când vor ajunge efectiv în conturile dumneavoastră, pentru că e o problemă la fel de importantă.
dacă banii ăștia vor veni, nu știu, spre sfârșitul anului, mi-e teamă că mulți îi vor folosi doar așa ca să închidă ferma și să mai plătească din datorii cât mai pot plăti și pe unde mai pot plăti, pentru că nu e nicio exagerare. Sunt mulți colegi de-ai dumneavoastră care sperau la culturile astea de primăvară să fie mult mai frumoase și mult mai bănoase într-un final. Dar lucrurile nu stau deloc așa, s-au conjugat într-un mod nefericit astrele pentru fermierii români și am ajuns în situația în care am ajuns. Pe de altă parte, vorbim de diferite programe de relansare pentru economia românească. Am văzut că și agricultura urmează să fie prinsă în aceste programe. Important e să vedem când și când vor deveni operabile. Până atunci rămâne să privim realitatea asta din teren, de la fața locului. Aș profita și de prezența domnului Cezar Gheorghe, pentru că e un specialist recunoscut de către fermieri. Dacă ne poate face așa câteva estimări pentru producțiile pe care le are România în clipa de față. Da, agribusiness niciun an nu seamănă cu altul, din păcate, și 2020 ne-a demonstrat lucrul ăsta cu prisosință. Dacă vorbim de cifre pure, fără să intrăm în prea multe detalii, România la grâu a înregistrat o pierdere de minim 30% dintr-un potențial de 9,6 milioane de tone. Dacă discutăm de orz, potențialul s-a redus la jumătate, vorbim de orzul forajer, iar rapița s-a închis undeva la 620.000 de tone maxim. În comparație cu anii trecuți, domnul Cezar Gheorghe, față de anii trecuți, cum ne poziționăm? E clar că sunt mai mici producțiile astea, dar avem așa o linie la care să ne raportăm? Da, într-un an normal România trebuia să producă undeva 9,6-9,7 milioane de tone de grâu. Într-un an normal România trebuia să producă circa 1.600.000 de tone de orz furaj, iar rapiță, dacă vorbim de anii normali, nu de ultimii 2 ani, trebuia să ne ducem pe la 1.600.000-1.800.000, a fost cel mai frumos an în 2018 la producția de rapiță. Din păcate, rapița, v-am spus, maxim 620-640.000, să spunem, cu găduință de tone, orzul la jumătate, circa 800.000, și grâul maxim de 6,6-6,7 milioane de tone. E o prognoză optimistă. Nu ne dăm seama încă dacă am atins cifrele astea datorită faptului că nord-estul României mai au de recoltat cam 45-50% și vom vedea la sfârșitul ne închidem. Dacă mergem și facem o comparație, trasăm o linie în Uniunea Europeană, unde suntem practic parte componentă, vom vedea că Uniunea registrează o pierdere de la un potențial de 135 de milioane prognozat inițial de tone de grâu. Astăzi ne ducem undeva pe la 117 milioane. Atenție, fără a lua în calcul Marea Britanie, care a ieșit din Uniunea Europeană. Pe partea bazinului Mării Negre, Rusia întâmpină aceleași probleme, Ucraina întâmpină aceleași probleme. Potențialul Rusiei s-a diminuat de la un 80 și ceva de milioane, hai să nu exagerăm, au dus pe la 75,5 de Departamentul de Stat pentru Agricultură al Statelor Unite. Cu toate astea, un 5 milioane lipsă la o producție estimată de 80 de milioane e puțin, vă dați seama, e un 6%. Ucraina pierde 3 milioane, 26 de milioane potențial de producție, rămân la 23 de milioane. Conglomerat pe tot, să zicem, pe tot parcursul european și al Mării Negre, avem o pierdere cuantificată de 24-25 de milioane de tone, la grâu, dacă vorbim numai de grâu. Dacă sărim un pic, mergem un pic mai departe la producția de porumb, îi dau dreptate domnului Burduc, lucrurile nu arată deloc bine, chiar arată îngrijorător în zona indicată de domnia sa, precum și în județul Brăila, căci am fost într-un tur al câmpurilor chiar acum două zile și cu tot efortul agricultorilor. Am văzut instalații de irigat în câmp. Am văzut o efervescență soră cu disperarea a fermierilor în a salva culturile de secetă. Cred că trebuie să admitem că cultura de porumb va registra o pierdere de
la ora asta aș cuantifica undeva cam la 1.800.000-2 milioane de tone. Partea proastă cu porumbul însă la noi în țară este că foarte mult din el merge în spatele casei pentru consum intern. Și astfel nu știm să apreciem care e valoarea lui comercială cu adevărat. Însă, după ultimile date, România are un consum intern cam de 3.200.000 de tone anual, cu un potențial de export de peste 5 milioane în general. Țările din jurul nostru, ca și Uniunea Europeană, să știți că nu o duc deloc la porumb. Ucraina își menține prognoza de 37 de milioane de tone, ceea ce va face din ea un competitor serios pe piața Uniunii Europene, care importă în mod normal, într-un an normal, 23 milioane de tone, dar anul acesta, din cauza producțiilor bune care o să le aibă și ei, estimăm un 16-17 milioane, în exces 18 milioane de importat. Bun, vă rog să vă păstrați ideea că trebuie să luăm câteva minute de publicitate și apoi o să revenim cu toate datele astea extrem de importante pentru fermieri, dar ar trebui să fie importante pentru toată lumea. Procesate așa cum se cuvine, poate că am ști ce trebuie făcut măcar în perioada următoare. Pauză și revenim.